Viața cu lui. Ei bine, după cum vedeți, mă pregătesc pentru târg. Nu mi-amintesc să fi lipsit vreodată de la târgul satului. Tot anul economiseam bani pentru acel eveniment. Acolo, mama se repezea la taraba ei preferată, unde pentru un cent beai lapte cât pofteai. Laptele întărește dinții. Dar bineînțeles, copiii voiau să se joace. Nici prin cap nu le trecea să bea lapte. Voiau să câștige premiul cel mare, un animal enorm împăiat. Era așa de mare încât nici nu puteai să-l cari. Și făceai orice pentru el. Părgeai baloane cu o săgeată, aruncai bănuți în farfurii, cântai la sticle. Și proba mea preferată, aruncai mingi în coș. Fără să mai sară înapoi. Firește, cheltuiai toți banii și te întorceai acasă cu o jucărioară care făcea și se strica cum ajungeai pe autostradă. Hei! S-a legat bine. Un târg de neuitat. Nu mai pot, sunt sătul. Poftim, costați, băieți, e ultima mea invenție. Oribil, miroase-mi și-o ramp murdar. Ului, doar pentru că are un miros ciudat nu înseamnă că nu e gustoasă. Mănâncă, e mâncare de ton cu surpriză. Care e surpriza? Așa. Să ne vine! De ce nu faci macaroane cu brânză? Doar gătește asta zilnic. Îmi plac la nebunie. Nu mă înțelege greșit, mor după brânză. Mulțumesc, Andy, dar o schimbare e întotdeauna binevenită. Spune-mi, te rog, schimbarea asta nu are cumva legătură cu faptul că Johnny Love înmânează câștigătoarei funda albastră? Oh, Johnny Love e cântărețul meu preferat, dar să fim serioși, Andy. Hai, lui, nu te mai ascunde după șorțul mamei și hai să facem o treabă. Adică te mergesc în locul tău? Te-am auzit. Acum lustruiește-l cu ceară. Dar tată... Nu te mai plânge, în timpul războiului nu aveam ceară pentru pantofi, așa că foloseam ceara din urechi. Din fericire, secreția abundentă din urechi e o trăsătură de familie. Și suntem mândri de asta. Privește, fiule, tractorul John Doe XR2350. Și știu totul despre el. Hai, poți să mă întrebi orice, ce fiule? E? Acest tractor are 360 de cai putere, 12 supape și un motor cu 6 cilindri care mănâncă nori. Poate alerga pe un câmp cu fân mai repede decât o tornadă din Kansas. Hai, mai punem o întrebare. Bine, tu te... Spune, te ascult. Această mașină are un buton special. La o simplă apăsare, o singură apăsare, motorul e pus în funcțiune și ești gata de plecare. Nu mă mai menajea. Cât cântărește? Mă bucur că ai întrebat. Modelul acesta cântărește? Păi cântărește enorm. De unde vrei să știi? Întinde-te pe jos și trec peste tine. Poate îmi spui chiar tu. Andy... Lumea-mi, iubito! Am o surpriză pentru tine, fiule! Uite, ține, dat fiindcă ești mai mare decât anul trecut. Presupun că s-a zis cu tortul și lumânările. Dat fiindcă mama ta o să fie ocupată cu gătitul, iar eu cu tractorul, o să te lăsăm să te plimbi prin târg fără supravegherea unui adult. Ha? În plus, îți ofer 10 bilete pentru atracțiile târgului. Asta înseamnă cam o duzină. Se pare că anul acesta vei învinge respirația dragonului. Lui se teme de respirația dragonului, lui se teme! Nu trebuie să te urci în respirația dragonului dacă nu vrei. La urma urmei, cine ar putea uita incidentul cumplit din Kenosha? E un simplu zvon, nici nu am întocmit un raport oficial. Se pare că una dintre mașini s-a desprins, a aterizat pe o pajiște din ținutul învecinat și a speriat facile așa de tare încât li s-a brânzit laptele. Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai ascultați propaganda asta. Nu mă tem de respirația dragonului, tată. Pot să mă urc în el când vreau. Asta e spiritul familiei Anderson. Numai că nu vreau. Ajutați-mă, vă rog. Poftim, lui. E timpul să pornim, Andy. Am fiert carnea, iar căpșunile au început deja să plutească. După ce m-a ajuns să merg la toaletă, putem să hoinărim cu prietenii tăi. Hai, mamă, nu-l putem lăsa în mașină. E fratele tău, lui. Lăsăm geamurile întredeschise. Sunt alergic la floricele, dar îmi plac, așa că încerc să mă ții departe de ele, bine?
În unele locuri... Încearcă să ții pasul. Bătrânul McDonald avea o fermă. Ei, băiete, ce călătorie plăcută! Bătrânul McDonald avea o fermă, dar i-a confiscat-o guvernul. Ia-ia-o. Bun venit la concursul culinar al târgului! Grăbiți-vă, băieți! Gulașul începe să se moaie! Nu vrei să-l lași pe Johnny Love să aștepte? Priviți, băieți! E Sally Chops! Conduce categoria desert! Cred că s-a rătăcit! Ei, Sally! Aura Anderson, fii binecuvântată, iarăși porți rochia asta. E rochia mea preferată. Hai, Aura, nu ai de ce să-ți înham copiii ca pe niște fite, să știi. E primul an când vii la singuri. Nu e necesar, dragă. Crede-mă că asemenea copiii sunt totdeauna în evidență. Hai! Scuză-mă, Sally, dar aici are loc concursul culinar. Concursul de deserturi se ține la trei tarabe mai încolo. Am pregătit destule deserturi, m-am plictisit, m-am reprofilat pe mâncăruri. Ei bine, întotdeauna e loc pentru rivali. Fii gata să pierzi, Anderson. Fii fără grijă, cucoană, întotdeauna suntem pregătiți. Nu sunt animal. Mă gândeam că poate vrei să legi pe Tommy de tractor. Va fi una din facilitățile mașinii. Ai dreptate, cumpărați modelul XR2350, poate ține un copil în frâu. Uite-ți biletele. Începe concursul de tuns oile. Băs, băs! Nu, fiule, anul ăsta nu particip. Trebuie să păzesc fortul. Nu vezi că am clienți? Hai, nici când nu l-am văzut pe tata așa de devotat. Tata, reprezentantul companiei. Hei, ce câștigat, amice? Primul loc la concursul de tunsoi floare la urechi. Odată am bărbierit un batalion de recruți în 2 minute. Puteam să câștig concursul. Trofeul trebuia să fie al meu. Cât poate să ducă tractorul ăsta? Mult! Poți fi sigur de asta! Auzi la el! Scuzați-mă! Sunt Dexter Cahill 3. Intenționez să cumpăr un tractor. Banii nu constituie o problemă, vreau ce e mai bun. Caut o mașină simplu de operat, fiindcă, să zicem că Dexter 4 nu e tocmai un geniu. Înțeleg unde bați. Ei bine, ai noroc, amice. Acest tractor e simplu de operat. Apeși un singur buton verde. Un singur buton? Și dezlănțui instantaneu 360 de cai. O herghelie întreagă. Stai puțin, amice. Trebuie să văd și celelalte tractoare. Se zice că cei mici nu au frică. Poate că nu judecă. Hai, lui, hai să vedem un ăla. Ești prea mic. Trebuie să mergem la unul pentru copii. Nu sunt bebeluși! Hai, băiete! Haideți, băieți, haideți! Urcați, nu vă împingeți, se ducăreți peste bord, aveți grijă! Pare amuzant! Ba bine că nu! Ei, tu nu ești cam mărișor ca să te dai în val imprevizibil? Trebuie să fiu alături de frățiorul meu! E doar un copil! Nu sunt copil! Vreau să mă dau căruselul mare! Iată-l pe Lucy! La caruselul pentru adulți. Atenție, apălu! Vine marea! M-am dat în dragon de 10 ori! Știi ce înseamnă asta? Încă o dată și vom revedea copanul de curcan. Nu, e recordul meu. Te-ai dat în el, Lulu? Tocmai am mâncat un porumb pe băț, așa că trebuie să mai aștept. Lui se teme de respirația dragonului. Lui se teme de respirația dragonului. E o mașină destul de curățică, nu-i așa, domnule? Aceasta are și radio. Ador muzica country. Sunt convins. Urcați și faceți cunoștință cu bivolul albastru. A fost destul de puternic pentru Paul Bunyan, așa că va fi destul de bun și pentru dumneavoastră. Lesa asta nu e prevăzută cu bodniță. Termină, maimuțoiule, mă faci de râs. Hei, lui, ce zici? Vii cu mine, lui? Să vedem. Un maimuțoi lesă sau o fată frumoasă? Te spun. Nu mi-au interzis să te leg de stâlp. Ai dat de necaz. Ador robotul acesta. E ultimul model. Până acum nu m-a dezamăgit. Aura, ți-o prezint pe prietena mea, Electricitatea. Eu prefer să gătesc în mod tradițional. Am observat. Să-mi dai și mie rețeta ta pentru macaroane, dragă. 2 căni cu macaroane și nici un pic de apă. Se fierb la foc mare și se lasă la foc până când sosesc pompierii. Ha, 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 ha. Dumnezeule, ce-am făcut?
Dragă, sper că data viitoare nu o să muși capul unei găini, nu? Nici de cum. N-aș face aici. M-aș duce în spate. Hei, hei, Allison! Am câștigat concursul de strigare a porcilor. Hei, Gus! A mers! Uite, vine nevastă-ta! Ginny, cred că am greșit cu Ada. Asta e la respirația dragonului. Știu, abia aștept. Nu știu cine și-ar dori să intre în tunelul acela stupid al iubirii. Ce zici? Ce gătești, Sally? O mâncare absolut fabuloasă. Dar tu? Nu m-am hotărât. Mă pregătesc. Știi, încălzesc cuptorul. Bați untul? Duci trofeul tatălui tău? Nu, e al meu! Am câștigat concursul de mâncat plăcinte! Am învulecat 9! Nu, plăcinte, o nimica toată! Vino mai târziu și ia-ți apetitul cu tine! Mai aveți timp să vă înscrieți la proba de prindere a porcului uns cu grăsime, care are loc în arena principală! Premiul întâi, o barcă cu motor! Gata, am plecat! Barca aceea ne aparține! Mă întorc în 10 minute. Trebuie să fii așa de înalt ca să te urci în dragon. Regulile sunt reguli, Ginny. Du-te tu. Nu-ți face griji, te las să te urci. Unde pleci, lui? Am spus că îi dau voie. Nu, nu vreau să aveți necazuri. Lui! Lașule! Vino, băiete! Tommy! Hai, mai muțoiule! De unde pot să fac rând de 5 bilete? Porumbul pe păr! Te costă un bilet? S-a făcut, domnule! Tommy! 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 Te-ai întors, puștule? Mi-am pierdut frățiorul. Ați văzut un copil cam așa de înalt care se comportă ca o maimuță? Am văzut o mulțime de copii pe ziua de azi. Îmi prospătează-mi memoria. Cu ce era îmbrăcat mititelul? Cu asta. Mă întorc peste 10 minute. Ei bine, fiule, se pare că o să cumpăr bivolul albastru. Ura! Puștule, am pierdut multe lucruri la viața mea. Ți-ai pierdut vreodată fratele? Nu, da, îți înțeleg suferința. Vezi tu, înainte lucram la caruselele mari. Ca respirația dragonului? Exact. M-am întors pentru o clipă, n-am văzut că s-a desprins mașina. Ce s-a întâmplat? Mașina a zburat și a aterizat în Kent. Am auzit povestea cu vacile. Și acum ai trecut la atracțiile pentru copii? Da, naiba. Într-o zi mă voi întoarce acolo. Hei, Pag! Un copil refuză să coboare din respirația dragonului. Cu ce e îmbrăcat? Cu o jachetă portocalie. Elie, hai să luăm Pag. Tu l-ai pierdut, tu să-l iei. Câștigă-ți biletul la respirația dragonului, puștule. Dar e respirația dragonului. Și e în partea aia. Nici nu știți ce pierdeți, oameni buni! Ultimul concurent, Andy Anderson, speră să bată recordul de 34 de secunde atins de Norton Jensen. Încearcă să prindă cel mai usuros porc de pe malul râului Mississippi. Să te văd, Anderson. Se pare că Andy se pregătește să înceapă urmărirea. Barca cu motor, barca cu motor. Da, 34 de secunde. O să pun mâna pe barca asta. Hai la tata, porcușorule, norocosule. Tommy! Stai la coadă! Nu, mor! Vreau să-l iau pe fratele meu! O să bat recordul lui Glenn! O să mă dau de 12 ori! Să mergem! Nu e șeful meu! Dă-i bice! Urcă-te în dragon! Ce se poate întâmpla? Zbori în alt ținut și speri niște vite! Arată-le ce poți!
Nu e nevoie să te dai în dragon. Putem trăi veșnic împreună. Te învăț să faci și dulceață. Lui, aici! Acum ori niciodată. Salut, ratatule! Salut! Grozav! Bine, să vedem ce poți. Nu tu, caruselul. Se pare că Anderson s-a făcut din nou râs, oameni buni. Te prind eu. Scumpete. Opriți drăcia aia, ajutor! 50 de secunde față de 34,5 secunde. Așa de aproape și totuși așa de departe. Am câștigat. Totuși, ați câștigat premiul al doilea. Vă rog, spuneți-mi că e fie numele bărcii cu motor. Tractorul și-a pierdut controlul și se îndreaptă spre noi. Adăpostiți-vă, oameni buni! Și acum vom desemna câștigătorul concursului de frumusețe pentru copii. Connelly! Oh, mulțumesc! Mi-a salvat copilul! Dintr-o situație jenantă, Cucoana, ai greșit drumul! Expoziția de animale domestice în partea aia. În viața mea nu am văzut o mașină așa de destructivă. O cumpăr! Ce zici? Ce stil de reclamă! Ce tare a fost! Glen, Glen, puțin mai jos se vinde șec de pizza cu lapte. Sus, băieți! Trebuie să ajungem la concursul de preparate culinare. De unde ai făcut rost de porc? Na, vi-l prezint pe Efi. Efi! Pentru ce te-ai îmbrăcat? Pentru gătit sau pentru luptă? O, sunt așa de fraieră. M-am implicat prea mult. N-a fost deloc amuzant. Ascultă, soldat, e ocupația ta preferată și ziua ta preferată. Nu-i permite doamnei pantaloni aroganți să te domine. Distrează-te, soldat, distrează-te. Oh, gata, am terminat. Miroase la victorie. Iată-l pe Johnny Love, măiculiț. Wow, cine-i aici? Bună, Aurora. Ai de mine. Miroase superb. Sunt macaroane cu brânză din ținutul nostru. Au și o mică surpriză. Oh, care este surpriza, draga mea? Bucăți de șuncă. Sally Tops, încântată. Vrei puțin sufleu să te răcorești? Nu, mulțumesc. O să gust doar puțin, scumpete. O combinație încântătoare. Sufle conte brânză. E absolut delicios și merită un premiu. Dar nu premiul întâi. Funda albastră aparține acestei bucătărese. Mie? Bravo, mama! Mulțumesc! Bucăți de șuncă? Ce-i se pare atât de neobișnuit? A folosit vin și brânză din import! Prihiția a gătit și dorința i s-a împlinit. Puțină magie într-o farfurie. Aplaudați-o pe regina mâncărurilor, regina noastră! Vreau să particip la concursul de deserturi. Fac prăjituri delicioase, serios. La ce vă olbați? Andy, prietene, mergem la pescuit? Eu aduc barca, tu aduci șunca. Târgurile începeau și se terminau. Dar în acea seară, în drum spre casă, în mașina noastră se aflau roadele mândriei și ale victoriei și un porcușor pe nume Effie, care avea nevoie de mult spațiu.